Opera de artă de Anton Pavlovici Cehov. Dramatizare radiofonică de Deste Rădulescu. Dașa! Dașa! Unde dracu ești? Iar a plecat. Dașa! Da, Conașule. Ei, unde ai fost, Gleacu? Nu ți-am spus să nu te mai miști de aici în timpul orilor de consultații? N-auzi soneria? Ce mai stai? Da. Las pacienții să sune deasupra. Bine, bine, mă duc să deschid. Bonjour, domnule doctor. Dumneata, ești Sasha. Cum te simți? S-a întâmplat ceva? Mama vă trimite complimente, Ivan Nicolaevici, și m-a însărcinat să vă mulțumesc. Te rog. Știți, mama nu are decât pe mine. Eu sunt singurul ei copil și dumneavoastră mi-ați salvat viața. E, Sasha, lasă. M-ați salvat dintr-o boală foarte gravă. Și mama și cu mine nu știm cum să vă mulțumim. N-am făcut decât ce ar fi făcut orice medic în locul meu, așa că... Eu sunt singurul copil al lui mama. Ea nu are decât pe mine. Noi suntem săraci și n-am putea să vă plătim așa cum... E, Sasha. Și ne simțim foarte prost, mama și cu mine. Dumneavoastră mi-ați salvat viața. Mama nu are decât pe mine. Dintr-o boală foarte gravă m-a salvat. Fără dumneavoastră, domnule doctor, eu n-aș mai fi. Așa, să fim serios. Ce-ți trece prin cap? Eu sunt singurul copil al lui mama. Fără dumneavoastră, să știți, mama și cu mine, în semn de recunoștință, mi-a salvat viața. Vă rugăm să primiți drept mulțumire din partea mea și a lui mama acest mic obiect. Nu trebuia. E un obiect foarte prețios, din bronz vechi. O operă rară, o adevărată operă de artă. Așa nu trebuia, pentru vă ce... Vă rog, nu mă refuzați. Am fi foarte necăjiți, mama și cu mine, dacă nu l-ați primi. E un obiect foarte frumos, din bronz vechi, ne-a rămas de la tata. El era colecționar de bronzuri vechi. Da. Stați, nu vă uitați. Unde să-l așez? Am găsit. Îl pun aici, pe masă. Acum priviți. E fantastic. De ce? Un mic candelabru de bronz vechi, foarte artistic lucrat. Papa se pricepea la bronzuri vechi, el era colecționar. Da, într-adevăr e foarte frumos. Nu-i așa? E un bronz vechi, o adevărată operă de artă. Da, și acolo jos pe piedestal ce? Sunt două figuri feminine în costumul Evei. Ele susțin candelabrul. Uitați-vă la ele, ce frumoase sunt. Parcă ar fi Venus din Milo. Și ce cochete sunt și cum zâmbesc. Da. Venus din Milo în dublu exemplar. Da, într-adevăr zâmbesc. Da, dar în același timp sunt și foarte moderne. Dacă n-ar trebui să susțină candelabrul, parcă ar porni să danseze cancan. Cancan, ai zis? Da. Ce este numai dracu, știi, nu? Ivan Nicolaevici. Nici chiar șarpele care a îndemnat-o pe Eva să muște din mărul oprit nu putea să inventeze ceva mai indecent. Dacă rămâne aici, ar murdări tot apartamentul. Curioasă idee aveți dumneavoastră, doctore, despre artă. Nu se poate. Dumneavoastră sunteți un intelectual, un om de gust. Dumneavoastră vă pricepeți. Dumneavoastră puteți să apreciați. Priviți puțin câtă frumusețe, câtă eleganță. Când privești așa ceva, te simți înălțat și parcă-ți vine să plângi. În fața unei frumusețe atât de desăvârșite, uiți tot ce e pământesc. Priviți câtă mișcare, priviți ce expresie. Da, înțeleg foarte bine toate astea, dragul meu. Și mie îmi place arta și eu mă duc la muzee, dar eu sunt tată de familie. Copiii mei umblă pe aici, cum pot să țin asta aici pe masă?
Fede are aproape 14 ani și e de o curiozitate. Dar, doctor... La consultații vin doamne, uneori cu copii care sunt cu ochii peste tot, care pun tot felul de întrebări, una mai năzdrăvană ca alta. Dar și... dumneavoastră sunteți un amator de artă, un om luminat. Și refuzul dumneavoastră de a primi această operă de artă din bronz vechi n-ar durea pe mine și pe mama. Eu sunt singurul copil al lui mama și dumneavoastră mi-a salvat viața. Fără dumneavoastră, mama, noi vă dăm cel mai prețios obiect pe care îl avem rămas de la tata, care era un colecționar, și n-am decât un singur regret, că nu avem și perechea acestui candelabru. Mulțumesc, mulțumesc, Sasha, vă sunt foarte recunoscător. Da, îmi salut-o pe mama, dar pe cuvânt, judecă singur, copiii mei aleargă pe aici, vin doamne la consultații. Domnule, da, mă rog, pentru că nu te pot convinge, lasă-l aici, ce să facem? Mulțumesc, mulțumesc, Ivan Nicolaevici! Mama o să fie fericită. Eu sunt singurul copil al lui mama și dumneavoastră mi-a salvat viața. Păcat că n-avem perechea acestui candelabru. Atunci, la revedere, doctore. La revedere și mii de mulțumiri. Vă mulțumesc. Mama! Încurcată treabă. Nu puteam să-l refuz. Ar fi fost nedelicat. Recunoștință. Obiectul e magnific, nimic de zis. Și-ar fi păcat să renunț la el. Da, e imposibil să-l păstrez aici. Cine a fost, Ivan? Ce e asta? Vai! Ce candelabru frumos! Așa e? E din bronz vechi? Vai, și ce figurine frumoase! Uite cum zâmbesc! Așa e? Zâmbesc! Parcă ar vrea să plece dansând! Așa e? Da. Dansează! Vai, fără ele candelabru nu face doi bani! Ai dreptate! Vai, îmi place foarte mult! L-ai cumpărat? Nu, nu, nu! Mi l-a adus Sasha Smirnov! Cât cere pe el? Nimic! Cum nimic? E un cadou! Care cunoștință că l-am îngrijit. Vai, dar ce drăguț din partea lui. E din partea mamei lui Smirnova. E singurul ei copil, nu l-are decât pe el. Păi, că... dar ce femeie de treabă, mamă. Dar ce păcat că n-a adus și perechea lui. Știi că amândouă, așa, unul într-o parte și altul în altă parte a bufetului, ar fi fost de mare efect. Da, 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 ai dreptate. Două candelabre, patru dansatoare. Puteau să joace un adevărat cancan. Ce-ai spus? Cancan? Da. Auzi, cancan, puh. Mai mare rușinea, om în toată firea, tată de familie. Zinoșca, ce-ți trece prin minte? Tocmai eu n-am vrut să-l primesc. Nu neg, e o operă de artă, dar... E prea nu știu cum... Sunt simpatice, dar... I-am spus și lui Sasha, prea îndrăznețe. Aici vin paciente, femei serioase, cu copii care se zgâiesc la astea, care abia așteaptă să-și ia zborul. Și acum vii tu cu perechea de candelabre, cu patru eve. Și eu care mă frământam și... Ai dreptate, dacă aici nu merge, nu vin femei. Serioase. Copii. Mi se duce vestea. Doctorul Koshelkov ține la vedere în sala de așteptare o drăcie cu niște dalea. Atunci unde să-l punem? Mie de să spun că îmi place. Parcă mie nu-mi place. Ea privește ce mișcare, ce grație, ce zâmbete. Poftim? Au dreptate pacientele. Și tu, om serios, tată de familie, nu te uiți decât la ele. Fără să vrei, ochii îți fug spre ele. Da, îți fug. Sunt așa de bine făcute că au atâta farme. Ia, Zinoșca, ce-i cu tine? Da, cum vorbești? Noi suntem oameni cultivați. Păi... Noi mergem la muzee, acolo sunt și nuduri. Unele pictate, altele în bronz, în marmură. Nu, că ai dreptate, Ivan, da. Câte statui ca astea n-am văzut noi în muzee? În parcuri, în cărți. Da, dacă ne-am luat după toate capetele pătrate... Să fim serioși, păi... Zinoșca. De ce să privim numai dansatoarele? Mai e și candelabru, nu? E o frumusețe. E din bronz vechi, o adevărată operă de artă. Așa e. E o operă de artă. Dar aici nu merge. Nu, vin femei serioase. Cu copii care se așează în fața lui și pun tot felul de întrebări. Nu, 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 nu se poate. Tu nu știi cum e lumea. Îmi pierd clientela, nu? Nu, înțeleg, sigur că aici nu se poate. Da, dar o să-l punem. Mă tot gândesc. N-am nicio idee. Am găsit. Pune. Îl punem în dormitor. Acolo nu mai vin pacientele, știi? Nu mai vin copiilor. În schimb, intră ai noștri. Fetițele sunt mici, dar fete. E băiat, drag, are 13 ani și jumătate. Mare bătaie de cap mi-a dat Smirnova asta cu recunoștința ei. I-ai salvat băiatul. L-am salvat. N-avea mai nimic, se făcea bine și fără mine. Nu vorbi așa, că nu-ți mai veni niciun pacient. Îl dau.
Candelabrul meu, cum să-l pui? Îl dau, dragă, e un candelabru deosebit, nimic de spus. Și e păcat să renunțăm la el, dar nu-l putem păstra aici. Păi da, dar e o adevărată operă de artă. Din bronz vechi. Ah, cui ce-l dăm, cui ce-l dăm, cui ce-l dăm? Știu și eu, dacă ar fi fost o pereche mai merge, dar așa un singur candelabru cum să-mi am găsit, am găsit. Peste câteva zile e ziua de naștere a mătușii tale. Tot trebuie să-i cumpărăm ceva, nu? Mă mir ce-ți poate trece prin cap, auzi, mătușa mea. Parcă n-ai cunoaște-o. Să-i dai ei așa ceva. O să spună că ne batem joc de ea. Ai dreptate, ai dreptate. Ce știi, ea ce știi, ea ce operă de artă. Mare pacoste pe capul nostru. Cui să-l dăm? Spune și tu ceva, gândește-te, dă-mi o idee, ceva. Stai puțin, nu te grăbi, mă gândesc. Eu l-aș opri. Cum? L-aș ascunde. Păi de ce să-l ascunzi? Până cresc copiii, mă dragă. Atunci îl pune pe noptieră. Nu, nu, nu. În dormitar, în dormitar. Nu, și nu, și nu, și nu. Tu nu vezi cum caută peste tot? Parcă poți să ascult ceva de dragi ăștia. N-ai văzut cum au găsit borcanul de dulceață? Și până nu l-au gălit, nu s-au lăsat. Un kilogram de dulceață. I-a apucat burta? Nu se poate, nu se poate. Îl dau... Cui? Îl dau... Stai. Știu cui să-l dau. Îl dau lui Ușcov, avocatul. El mi-a câștigat procesul și n-a vrut să ia niciun ban. Am fost colegi de liceu. Plec chiar acum. Ia spune unde mi-e pardes eu. Așa, da. Dăm un jurnal să-l îmbinesc. Da, mulțumesc în ziua asta. Și el? Nicio grijă. E holteș și pe deasupra, pe seama lui, se povestesc o mulțime de aventuri cu tot felul de doamne. Coleg de liceu, dar nu l-aș chema la mine acasă pentru nimic. Ivan! Ce? Se poate? Spune. Ei, se poate, Ivan. Păi spune repede, mă grăbesc, să nu plece Ușcov de acasă. Păi să vorbești tu așa de mine, femeie serioasă, cu copii mari? Dar nu e vorba de tine. Să știu că eu mă supăr. Scumpă, tu nu-i cunoști pe holteii ăștia. Vorba veche, paza bună, te pup. Pup! Unde vrunci? Pup! Birjar! Rucăluții! Mă, ăla din stânga tot m-a învățat! Să trăiți cu nașul! Dar domnul avocat Ușcov Strada... Lăsați cu nașul, lăsați! Nu e nebună! Cine nu-l cunoaște pe domnul avocat Ușcov? Se poate să nu știu unde este domnul avocat? Ce eu sunt de azi? De 40 de ani umblu vara cu trăsura și iarna cu salia. Mă, ăla din stânga era încet. Vezi că ți-ar duna cu biciul de simă cu mirești. Câtă lume n-am dus eu la domnul avocat. Tot felul de boieri. Care nu se uitau așa la o copeică, nici chiar la o rublă, când îmi plăteau cursa. Avocat mare, câștigă toate procesele. Eu nu l-am auzit. Dar se zice că rămâi gura căscat când vorbește acolo în fața judecătorilor. Mă, ăla din stânga, ia vezi, nu mă supăra. Dacă coanele, domnul avocat e holtei, ce mai se bat coanele pe dumnealui. Bărbat frumos, n-am ce zice, înalt, cu favoriți, cu părul numai în ele. Să le vezi așa penserat, cu văl gros pe față, să nu le cunoască nimeni. Du-mă în strada. Casa lui domnul avocat are două intrări pe două străzi. Nici o coniță nu intră prin față, pe unde vin toți oamenii cu procese. El intră prin grădină. Am ajuns. Mă, din stânga, mă, tu n-auzi? Să trăiți. Să vă dau dreptul. S-a dus. Parcă a scăpat din pușcă, așa se grebește. Și acum, mă, băieți, ia să ne întoarcem. Poate avem noroc de alt client gras. O,
dar ce surpriză, ce surpriză! Îmi pare bine că te văd, doctor, dar ce e cu tine? Parcă am agitat, s-a întâmplat ceva. Ușcov, prietene, frățioare, m-ai ajutat, m-ai scăpat de un mare bucur. Hai să nu exagerăm. Nu, știu eu, mi-ai făcut un mare serviciu. Coșulcov, dragă, tu încă din liceu ești. Și nu mi-ai luat niciun onorariu. De la tine, coleg de casă? Da, tu ai muncit, nu? Am muncit. Ai studiat dosarul, ai fost de două ori la judecătorie, ai pletat. Câteva vorbe, 5 minute, un fleag. Și niciun onorariu nu se poate, nu? Dar tu mi-ai lua onorariu dacă mă îmbolnăvesc, că? Îmbolnăvește-te tu și o să-mi vezi recunoștința. Mulțumesc că eu nu mă îmbolnăvesc. Prefer să fiu sănătos. Așa cum arăți, nu o să pot niciodată să-mi arăt recunoștința. Așa că, frățioare, prietene, binefăcător. Iar exagerezi. Nu vrei să primești un onorariu, ți-am adus... Nu, te rog, o mică amintire. Eu și nevastă mea am răscolit toate magazinele de antichități. Nu trebuie, de multe ore, multe zile, ca să găsim ceva, să găsim un lucru deosebit, un lucru de artă. În sfârșit, după multe căutări, după ce am văzut multe obiecte, abia azi dimineață l-am găsit. Uite, privește. Ce spui? Formidabil. O minune. Încântătoare. Ași blestemați ăștia de sculptori. Pa ce le trece prin minte, domnule. A ce frumoase sunt. Și cochete. Ai și cum zâmbesc. Parcă ar dansa. Can-can? Așa e, exact. Can-can. N-am să niciodată pe fetițele alea din Paris dansând can-can. Și-a mai petrecut atunci. Îmi place, este extraordinar de grozavă. Îmi pare bine, mi-era teamă că... Ce, că nu-mi place? Da. Dar cum să nu-mi placă? Și mi-aduce aminte de Moulin Rouge și de alte localuri din Paris. Da, e frumoasă, nu zic, nu. E, dar... din bronz vechi? Se vede că e acolo. Sigur că e din bronz vechi. E un lucru de artă. Am răscolit toate magazinele de antichități până l-am găsit. Cum l-am văzut, gata, am zis. Da. Nu mai caut. Acesta e cel mai potrivit lucru pentru Ușcov. Nimic de zis, o lucrare foarte frumoasă, dar... Da, ce? Frate dragă, nu zic, e o lucrare... De artă, din bronz vechi, da, patinat, da. Așa cum nu se mai face azi. Ai dreptate, dar vezi tu, e o statuetă foarte frumoasă. E o operă de artă, din bronz vechi. Și îmi place foarte mult. Eram sigur, cum am văzut-o... Dar nu o pot primi. Cum nu o poți primi? Nu pot. De ce nu o poți primi? Un lucru atât de frumos, o operă de artă, uite-te la ele! Sunt gata să arunce cât colo candelabru și să pornească în pas de dans. Dacă era numai candelabrul, nu zic nu, ca să-ți fac plăcere, deși nu era nevoie. Noi, colegi de liceu, de clasă, dar vezi și tu cu deșuchiatele astea... Dragă Ușcov, nu să mă refuz. Tu m-ai scăpat de un bucluc. Nu vrei onorare atunci? Frășioare, uite-te bine la ele. Cum o să țin eu așa ceva în casă? La mine vin clienți, ce o să zică de mine? Nu, ăsta nu e un motiv. Nu ții aici, o pui în sufragerie, în dormitor. Nu pot, vine mama. Mai e și bătrâna mea, Doică. Păi ea locuiește aici. Ei, nu se poate, tu ești un om luminat. Ai călătorit la Paris, ai fost la muzee. Ai fost la Moulin Rouge. Am vrut să spun la Louvre. Nu, frățioare, nu te supăra, dar nu-l pot primi. Clienții, mama, Doica și chiar și surorile mele. Ușcov, tu ești un om modern, cultivat, ai fost prin muzee. Nu mă poți refuza, mai jigni. E un obiect vechi, o operă de artă. Uite ce expresie. Gata, nicio vorbă, am plecat, la revedere. Mulțumesc. Stai. Ei, drăcie, poftim recunoștință. La drept vorbind, e o lucrare frumoasă și ar fi păcat. Dar cum s-o țin eu aici? Mama, clienții, surorile Doica. Poftim în ce m-a băgat prietenul meu, colegul meu de liceu. Nu trebuie să scap de ea. Dar cui s-o dau? Cui s-o dau? Cui trebuie așa ceva? Am găsit. Eu dau secăturii alea de șâșchin.
El e actor, e comic. Mă duc chiar acum la el. Astăzi seara joacă. Ia să caut eu o hârtie să o înveresc. A, uite chiar ziarul în care a dus-o Coșelcov. Lui o duc sigur că da. Nicolae Ivanovici, dă-mi voie să te îmbrățișez în calitatea mea de maestru al acestui teatru. Sigur că și da. De vechi prieten. Reprezentația ta de astă seară a fost magnifică, pacifică. Niciodată acest rol n-a fost mai bine jucat. Uitați cuvintele, se bâlbâie. Pe scena acestui teatru... Așa e, domnule, succes mare, mare. Publicul entuziasmat aplaudă în picioare. Aiurea, câțiva prieteni care le deduse bilete de favoare. Această reprezentație în beneficiul tău... A umblat din prăvălie în prăvălie să-și vândă biletele. Fără succes, sala era mai goală. Nici măcar negustorii de la Mahala n-au venit. Și-au trimis băieți de prăvălie. Dragul și vechiul meu prieten. Dacă i-ai auzit și pe unul și pe celălalt, ce spun? Îți mulțumesc pentru cuvintele tale atât de sincere. Îți mulțumesc frățește. Noi cei din generația mai veche, camarazi, așa, din tinerețe. Frate Nicolae Ivanovici, frățioare, dar ce ai aici? Ce cu acest candelabru? Că nu l-am văzut niciodată până acum în cabina ta. Au o mică atenție de la un admirator. Palavre, și l-a cumpărat singur. Care n-a putut veni, era bolnav și mi-a trimis candelabrul în semn de omagiu. Da. Dar acolo de desubt, ce sunt? Două dansatoare. Văd eu bine că sunt dansatoare, dar ce dansatoare? De unde le-ai scos, frate? Grozave! Abia așteaptă să-și ia zborul. Ia uite și cum zâmbesc așa. În costumul Evei. Ce frumoase sunt. Domnilor, domnilor, vă rog, nu vă înghesuiți așa. Faceți loc, vreau să le văd mai bine. Bronz? Bronz, bronz vechi, o adevărată operă de artă. Fără îndoială, operă de artă. Dar parcă am mai văzut eu așa ceva, dar unde le-am mai văzut eu pe astea dansând? Dar unde puteai să le vezi? Sunt din bronz. Bine, știu, nu pe ele. De alea vii, în carne și oase, dar unde? Măi, și cum mai dansau? Aveau niște roti lungi, largi, dar unde? Că ei dansau grozav, ridicau picioarele sus de tot și își jucau rotiile. Cancan! Da, asta e cancan! Cancan, da, de unde știi? Nu e cancan, l-am văzut și eu la Paris. La Paris. Ce dansatoare, ce fetițe! Ei, unde ești tinerețea mea? Ei. Atunci nu eram maestru. Era un actoraș începător, dar tânăr. Tânăr! Voi ăștia tinerii nici nu vă dați seama ce înseamnă să fii tânăr. Abia la bătrânețe afli ce înseamnă tinerețea, dar atunci e prea târziu. Așa e, frățioare. Ei, tinerețea. Da, frumos candelabru. Da, e o operă de artă. E bronz. Bronz vechi. E bine, candelabru, înțeleg, dar spune-mi tu, prietene, cum vine asta candelabru pentru lumânări, pentru lucruri sfinte și dezmățatele astea? De fapt... Vezi că nu pot să-mi răspunzi? Păi, vă întreb și pe dumneavoastră, domnilor, am dreptate sau n-apel? Ce vedem aici? Un candelabru sau o statuetă de ochiată? Ce ne atrage privirea? Candelabru sau dansatoare? Ai dreptate, frățioare. Aceleași întrebări mi le-am pus și eu. Unde s-o țin? Aici în cabină vin, nu-i așa, artiste, colegele noastre, admiratoare. Așa e, domnilor, așa e, admiratoare.
admiratoare. Vă îndoiți dumneavoastră, dar acesta e adevărul. Admiratoare. Vă rog, vă rog, nu întrerupeți, spuneți. Acasă nu pot duce. Stau cu cameră mobilată la niște domnișoare bătrâne. Unde să ascund murdăria asta? Ia te uite ce mi-a făcut admiratorul care mi-a trimis-o. Ce să fac acum eu cu ea? Păi vinde-o. Uite, e pe aici pe undeva o bătrână care cumpără bronzuri vechi. Da? Întreabă de doamna Smirnov. Toată lumea o cunoaște. Și crezi că... Da, cum să nu o cumpere? Bronz vechi, o adevărată... operă de artă. N-ai pe nimeni? După cum vezi, sunt singur. Nici un pacient? Încă de vreme. Intră, Zinușca, nu stă în ușă. Da. Ce s-a întâmplat? Nu știu, stăm în fotoliu în dormitor și nu știu cum. Așa mi-a venit în minte candelabrul. Candelabrul lui Sasha Smirnov. Da, acela. Oh, bine că am scăpat de el. Cât pe ce să mă întorc cu el de la Ușcov. Nici holteiul ăla nu vroia să-l primească. Ba, era foarte frumos. Nimic de zis, foarte frumos. Da. Bai, din bronz vechi. Și dansatoarele, ce mișcare, ce surâs. Gata să-și ia zborul într-un dans fără sfârșit. Privindu-le, te simțeai mai ușor, mai vesel, mai bun. Nu știu cum îți venea așa, să dansezi așa, nu știu cum și tu să dansezi. O adevărată operă de artă. Zinușca, da. Zinușca, ce e cu noi? Ce te-a apucat? S-a zice că-ți pare rău. Foarte rău. Zinușca. Ei, Zinușca, parcă ție nu-ți pare rău? Spune drept, așa ceva nu o să mai avem noi niciodată. Trezește-te, Zinușca, lasă visurile. Tu nu-ți dai seama că nu-l puteam ține aici? Dar era așa de frumos, dar dansatoarele. Ei, tocmai ele, niște deșucheați. Vai, tinere, dragă, nevinovate, să fim serioși, nevinovate. Vai, ei, și noi am dansat. Can-can? Vai, de când n-am mai dansat? Și tu, oameni serioși, cu trei copii mari. Statueta asta mi-aducea aminte de tinerețea noastră, când eram săraci, când mergeam la bal. Vai, dansam până dimineața. Asunat. Un pacient, du-te, Zinușca. Uite candela. Bine că am scăpat de el. Hai, du-te. Bine, bine. Ia, parcă mie nu-mi pare rău. Poftim, iar a adormit bleaga aia de dar. Mă duc să deschid eu. Doctore, Ivan Nicolaevici, mama și cu mine suntem fericiți. Dumneavoastră mi-ați salvat viața, mama nu are decât pe mine. Închipuiți-vă bucuria noastră. Eu sunt singurul copil al lui mama. Ce noroc, doctore. Am găsit perechea candelabrului. Ce? Și vi l-am adus. Iată-l aici, Ivan Nicolaevici. Saș. Ați ascultat opera de artă de Anton Pavlovich Cehov, dramatizare radiofonică de Deste Rădulescu. Distribuția a fost următoarea: Koshelkov, Matei Alexandru; Zinușca, Tamara Buciuceanu; Ușcov, Mitică Popescu; Șișkin, Cornel Vulpe; Birjarul, Mihai Mereuță; Maestrul, Gheorghe Oprina; Sasha, Șerban Celea; Dasha, Violeta Berbiuc. În alte roluri: Dana Cosma, Nicolae Călugărița, Gheorghe Pufulete. Asistența tehnică: Ioana Teodorescu. Regia de studio: Rodica Leu. Regia muzicală: Nicolae Neagoe. Regia tehnică: inginer Manuela Popescu. Regia artistică: Leonard Popovici.